Test alegerile din România. Pe CNN, în numele lui Băsescu era pronunțat cu respect. Și nu poți să nu resimți cu mândrie lucrul ăsta. Adică când normalitatea aia de care toată lumea occidentală își bătea joc, se uita cu dispreț, bieții români, președintele Bush acum câteva luni spunea să facem o democrație în Irak cam ca în România, că oricum democrație ca în America nu putem face. Dar ați văzut ce au afirmat observatorii irachieni care au venit în România? Mi s-a părut genial afirmația. Alegerile au fost albe precum bumbacul. Ținând cont de profunzimea democrației din Irak, o veste bună, nu? În acest context extrem de învolburat politic. Gândiți-vă, observatorii din Irak au văzut pentru totul prima frumos. Oară da. Într-o țară unde era un sistem de alegeri, unde se alegeau între două persoane, unde aveau drept de vot toate persoanele. Și mi-închipui, desigur că bieții irachieni nu știau că dintre regulile democrației, plimbatul alegătorilor cu autobuzele, furtul voturilor cu calculatorul și alte metode din astea mai sofisticate, nu înseamnă democrație. Dar probabil că au învățat ceva și au aplicat temenii. Dar vreau să aceste vă spun da. Ceva care mie mi se pare important. Poate că noi ne apropiem mai mult de o nouă demnitate națională, să fim mândri că suntem români, dar din nefericire lucrul ăsta să se petrece așa de târziu, când mai sunt doar câteva zile, 700 și ceva, când Ziua Națională a României va fi 9 mai, Ziua Europei. Atunci eu am să fiu mândru, într-adevăr, mai mândru, sau să am o adevărată mândrie că mi-am recăpătat demnitatea și că sunt cetățean al celui mai important stat al lumii, Europa. Trăind în România. În România așa cum este. Acum, pentru că până acum am asistat 15 ani, 14 de fapt, pentru că evident nu s-a sărbătorit în 89, la o mascaradă care a fost mai mult sau mai puțin numită Ziua României, care a pângărit cetatea de suflet a românilor, Alba Iulia, acolo unde s-a proclamat prin voința oamenilor unirea provinciilor. Prin spectacolul politicianist oferit de la început, de la prima aniversare după noua lege a zilei de 1 decembrie 1918, pentru că asta... Anul ăsta, practic, sărbător a picat și într-un context politic dar nu se poate spune special, așa, alegeri și așa n-are mai departe. Nicio legătură sărbătoare. Dar să știți că tendința asta a fost, și știți foarte bine, tendința asta a fost în permanență. Politicienii au profitat de 1 decembrie pentru a strânge puțin capital electoral. Credeți că blidele astea cu fasole pe care le împing amărâților sau persoanelor care nu au mai mâncat foarte mult de ceva vreme, nu fac parte dintr-un scenariu electoral bine pus la punct? Mi se pare bine, eu trist, penibil. Am văzut știri la televizor de dimineață, reporteri onorabili care transmiteau știri, niște bazaconii, 7.000 de porții de fasole care sunt pregătite pentru cei care participă. În postul Crăciunului, într-o zi de miercuri, în cetatea de suflet a românilor. Asta e știrea zilei, 7.000 de porții de fasole de 1 decembrie. Așa a ajuns 1 decembrie, Ziua Națională a României. Dar 1 decembrie, sigur că trebuie să rămână undeva în memoria noastră colectivă și afectivă ca o dată extrem de importantă. Nu știu dacă a fost, deci eu chiar nu știu dacă a fost cel mai bine aleasă ca zi a... Da. Ce putea fi? 23 august? Cu atât mai puțin. Ziua... Nu, 1 decembrie începe să prindă realmente contur și poate fi o dată foarte bună. E, în primul rând, că e o dată a ardelenilor. Și e o parte serioasă a României. Deci e o propunere ardelenească acest 1 decembrie.
Și este o voință ardelenească, nu atât o propunere. A fost o voință a acelor oameni, pentru că, haideți să fie foarte clar, că nu a venit nimeni la Alba Iulia din regat. Deci, dar eu am o problemă începând de ieri. Eu am o problemă, am trăit mulți ani în străinătate, m-am întors împotriva rațiunii. Rațiunea spunea să stau acolo, să-mi văd de treabă, dar dacă iese pe 12 decembrie Adrian Năstase, eu personal am o problemă pentru că nu văd cum pot să-l iau în serios. Deci am văzut ieri un spectacol absolutamente degradant, susținut de mari ziariști, mă rog, mari, ei se pretind mari, eu nu cred că sunt mari, eu cred că sunt niște bieți ziariști de tranziție, în orice caz așa s-au manifestat în zilele astea, mă refer la Ion Cristoiu, mă refer la Cristian Tudor Popescu, care declarau falimentul României, într-adevăr era un faliment a unei Românie, a României lor. A României lor și a lui Adrian Năstase. E un faliment, dar România nu falimentează pentru că se duce Adrian Năstase, se duce Cristian Tudor Popescu. România a trecut prin lucruri mai grele decât atâta. Are resurse și în sensul ăsta, declarația lui Traian Băsescu de ieri, în care spunea că Alianța e solidă, poate să treacă prin asemenea dificultăți și că nu democrația în România nu e în pericol, mi s-a părut foarte responsabilă, admirabilă. Omul ăsta începe să aibă dimensiunea unui om de stat. După cum Adrian Năstase începe să aibă dimensiunea reală, aia a unui mizerabil care se joacă cu soarta noastră, a unui întreg popor. Sunteți foarte dur. Sau a fost foarte dur în acest moment, ceea ce nu strică. Lui Traian Băsescu îi se reproșează că are chelie, îi se reproșează că nu are figură de președinte, ar trebui să fie mai bombonel ca să fie președinte. Bine, aceste mesaje sunt stupide oarecum. Vreau să vă spun că prin interior, în interior, Adrian Năstase are chelie. Nu se vede, că e rotund, dar chelia, dacă te uiți un pic mai bine, ea e acolo. Și e mult mai periculoasă pentru viitor. Folosiți, practic, cam același discurs pe care cei din PSD îl folosesc la adresa lui Traian Băsescu, nuanțat, intelectualizat, care au fost caracterizările? Irresponsabil?